Se intensifică tensiunile între Corea de Sud și Corea de Nord. Pentru prima oară de la războiul din Corea, Pheongyang a lansat rachete dincolo de linia de demarcație dintre cele două țări. Ulterior, tot Corea de Nord a acuzat presupuse gesturi agresive ale Coreei de Sud. În replică, armata sudcoreană și-a lansat propriile rachete. Corea de Nord a lansat cel puțin 10 rachete în direcția apelor teritoriale ale Coreei de Sud și pentru prima dată din 1953 încoace, una dintre ele a căzut dincolo de linia de demarcație dintre cele două țări, forțând Corea de Sud să pornească sirene antiaeriene în localitățile de pe coasta de est. Ulterior, Corea de Nord și-a justificat gestul prin faptul că, de fapt, Sudul dă dovadă de agresivitate, prin faptul că susține exerciții militare comune cu Statele Unite. Corea de Sud a dat însă un răspuns ferm. Today's launch is the first time a North Korean missile landed near our territorial waters. This is unprecedented and unacceptable. Our military will respond sternly to this act. În replică la gestul Pheongyang-ului, Corea de Sud a trimis avioane care au lansat 3 rachete în apele teritoriale nordcoreene, de asemenea o premieră de la război încoace. Corea de Nord a testat un număr record de rachete balistice anul acesta, iar Seulul și Washingtonul au precizat că Pheongyang-ul este pe punctul de a face și un test nuclear, primul din 2017 încoace. În plus, Corea de Nord a tras și sute de obuze de artilerie în direcția sudului.